Bine v-am găsit, stimați telespectatori, așa cum v-am prevenit în pastila anterioară, astăzi, e mâine că astăzi, luni, România a traversat un moment istoric, asta spun pentru a invoca, pentru a relua sintagma folosită de trustul de presă Digi Antena. V-am spus că, de fapt, noi nu mai avem două televiziuni de știri, Digi24 și Antena 3, ci ele concubinându-se, fiind, cred că Antena 3 este, că FM, persoana feminină este companioana lui Digi. Digi o fi bărbat, sau poate e transgender, dau seama dacă e bărbat sau femeie, oricum. Și amândouă televiziunea a folosit cuvântul moment istoric în legătură cu intervenția prin video a domnului președinte Volodymyr, nu Volodymyr, Volodymyr, așa îi zice ucrainean, nu-i rus, nu-i Volodymyr. E o jignire, el, ucrainenii sunt cu Volodymyr, așa sunt ei, rușii sunt cu Volodymyr. De exemplu, domnul Tismăneanu, care are numele lui Vladimir Ilici Lenin, în ucraineană s-ar numi Vladimir. Da, Volodymyr, nu Volodymyr în rusă, și Volodymyr în ucraineană. Asta ca să fim totuși corecți cu o mare vedetă planetară, președintele Confederației Pământ. Deci în cadrul sistemului solar, noi avem o planetă, Pământ. Până acum, planeta asta nu avea ca în Imperiul, cum, Imperiul Stelor sau ce este, Războiul Stelor, ați văzut că acolo era o confederație, fundația, parcă e a lui Asimov. Acolo ați văzut, era un imperiu, care era la centru, deci imperiu, și în rest era, și era unul împăratul întregului sistem. Așa e și la domnul Zelenski. Deci, și fiind vorba de un moment istoric, nu puteam să nu mă întrerup. M-am întrerupt din ce citesc. Păi recitesc pe Turgenev. Dar, dracule, m-am dus la o librărie la Sinaia. Un librar, vi-l știți și te să-l denunți. Căutam ceva, adică am cumpărat, ca să vă spun, eu sunt pe principiu și v-ați făcut dumneavoastră, cumpăr, chiar dacă n-am nevoie, atunci de exemplu am cumpărat un cărțoi de pe Horti. Nu cercetez acum, dar așa cum, acum dacă aș fi cumpărat, de exemplu, pe vremuri memoriile lui Zaharia Boilă, le aveam acum. Că așa este, cine știe cum mă apuc eu de cercetare, și trece mie prin cap și zic, băieți de mam, n-am nimic cu Horthy. Cine știe când vă citi, că apropo și de Ungaria, care a dat chiar evenimentul istoric al momentului. El chiar a fost evenimentul istoric. Acea victorie zdrobitoare, în condiții la 70% prezență, a luat mai mult decât data trecută, domnule, 70%, și ca să prefigurez o prefață la un editorial care nu public acum, ce mâine, popoimine, a fost o victorie a pledoariei lui Victor Orban pentru ca Ungaria, pentru ca poporul maghiar pe care el îl conduce să nu sufere. Ăsta este președinte. Zelenski suferă, la Iohannis suferă poporul, așa, dar la el i-a propus să și uite că a câștigat, așa, nu știu ce vor face toată lumea. Cel mai tare mi-a plăcut aseară, m-am zis că am vorbit târziu, pe la 12, și pe la 10 de Digi, adică Digi Antena, dar Digi zice pe site, a câștigat o poziție. Zice, a câștigat o poziție, a potrivit exit poll-urilor. Păi, eu știam că n-aveau voie să dea. Se dau numai numărătoarea parțială, numărătoarele parțiale. E gata la ei. Deci la Digi Antena
au zis și Ministerul Apărării al Rusiei și-a dat punctul de vedere în legătură cu Bucea. Paranteza ați observat, dacă știrea zilei este că Pentagonul a zis că nu se pronunță, deoarece n-au și din surse independente. Și de ce nu se pronunță? Că să nu ia un bot, pentru că noi avem toată omenirea în frunte cu ai noștri, Ciolacu, Ciucă, că i-am auzit, s-au inflamat la niște poze. Stimați telespectatori, încă o dată, nu... Și dacă văd video, e vorba de o acuzație foarte gravă, la adresa unui stat, și în urmă că aceste acuzații poate să, de exemplu, Franța să nu mai importe gaz, că Macron oricum trebuie să pierde, dacă face asta, pierde în fața lui Marie Le Pen de fluierând, da? Deci, din punctul acesta de vedere, suntem obligați. Nu, în primul noi jurnaliști, bine, noi nu mai avem jurnaliști, avem niște coțofene și cucuștiuci și fătuce, să ascult și punctul celălalt de vedere, că nu știu, e un război mediatic și indiferent ce spun rușii și ce spun rușii și ce spun ucrainieni, îl trec prin filtrul gândirii. Dacă sunt politician, nu înțeleg, adică la Macron n-are servicii secrete, nu i-a zis, domnule, nu știm, n-avem dintr-o sursă independentă, nu s-a făcut o anchetă. Și Pentagonul a zis, nu avem confirmarea dintr-o sursă independentă, pentru că dracu știe ce, Paul, poate că rușii au niște înregistrări care arată că a fost o punere la cale. Bun. Și în aceste condiții, iată că a fost, și am zis cu Horthy, zic, poate trebuie să scriu, deci am era la Horthy, un cărțuiaș. Și l-am am întrebat că îl cunosc bine pe librar, pe om înțeleg, și zic, mă uitam, zic, uite, aveți război și pace. Aoleu, dar nu-l cumpăr, că l-am zice, nu am primit încă ordine să-i scoatem păruși, într-adevăr, din vânzare. Așa sunt în stare, da? Că am căutat Gonciarov, Oblomov, până-mi pe acasă, dar am văzut că au fost 7 volume, am văzut într-o citat undeva, cred că în cartea despre Rusia Imperială, și am zis, ia să-l cumpărăm cu toți 7, că la Turgenev l-am luat 1, 2, chiar dacă am mai citit fragmente, sistematic, am terminat volumul 1, am văzut la volumul 2, Rudin, asta ca să mă autodenunț, că m-am întrerupt din recitirea lui novelei Rudin, din volumul 2 al operei complete ale lui Turgenev. Apropo, că de obicei fac o dimersiune. La librărie am văzut 2 volume pe care le-am mai văzut și în alte librării, și anume Constantin Argetoianu, nu știu, Memorii. Volum 1918 și 1924. Stimați telespectatorii, când deci, foarte interesant, Argetoianu a scris Pascuns. E, de fapt, nu Memorii, jurnal. În Pamfil Șecaru, în eseul său despre Argetoianu, care l-a scris în 51 la Palma del Mallorca, spune că el a fost printre puține care știa că el scria un jurnal, că nimeni nu știa, foarte mult. Și că speră că zicea el prin 51, s-au pus deoparte și noi au fost la arhive, l-au citat până în 89 în diferite cărți istorice, dar luat de la arhive, după 89 l-a scos Stelean Nagoe în, cu ajutorul neprecupețit al lui Marius Tucă, unul din puținii jurnaliști care se mai preocupă și de cultură. Deși eu cred că el este, cum scrie și versuri, mai degrabă om de cultură decât jurnalist. Că jurnalist e o jignire. Bun. Și m-am gândit că ar trebui, spuneam librarului, să fie așa o reeditare, poate, mă restu, că pentru că atunci a fost făcută de Stelea Neagoie, cum se găseau, nu, ceva așa, 1, 2, 3, 4. Mă, ăstea două, păi zic, da, care este, după ce a reprodus cartea cea scoasă de Stelea Nagoe, n-are note critice, n-are... Păi, oameni buni,
Păi unde-i, mă, seriozitatea? Deci când scot un Argetoian, n-are prefață, nu scrie, deci n-are în primul precizarea de unde au retipărit, adică e după cartea, după opera lui Stelian Neagoe, s-au dus ei la arhive și l-au reconstituit, după asta se face o prefață serioasă, scrisă de un specialist, și apoi se fac note, că e foarte important că poate acum, de ce se note? Că la Constantin Bacalba și am curios și altă, pentru că în jurnal, în însemnările sale, nu știu, 13-14 volume, cred că aproape că le-am citit pe toate, sunt referiri la tot felul de personaje care s-au uitat, n-ai de unde să știi. Și așa ar trebui, aparat, critică, da, mă rog. Să revenim. Deci mă întorc de la librărie, am povestit cu... Am ajuns de la Turgenev la librar și de la librar la ruși și de la ruși ajungem la, la intervenția istorică potrivit lui Digi Antena a lui Volodymyr Zelensky. Voi m-am întrerupt și m-am uitat, nu puteam să nu văd în direct. M-am uitat pe site-ul al Camerei Deputaților. Bun. În primul rând, hai să vă fac observațiile. Prima mea observație este faptul că am aflat că nu președintele Zelensky s-a oferit, adică a zis, aș vrea să vorbesc și Parlamentului României cum aș putea. Nu. Domnul Florin Câțu, care sunt surprins că mai e în continuare președintele Senatului, este cel mai penibil politician din istoria României, pentru că în timp când a căzut acum, n-a rămas lângă el, nu știu, nici Denis Rifai, că n-am văzut să-l susțin. Adică el era singur acolo pe scări, măcar, dacă oricine vreți, Ciorbea, ca să urmă un exemplu. Petre Roman, când a fost înfrânt de Traian Băsescu, totuși a mai rămas câțiva inși la, în jurul lui, la Ludovic Orban, a putut să facă și chiar un partid. Nu a rămas nimic, nimic, nimic. Ba chiar a plecat și Alina Gorghiu, cea care cu bărbatul să l-a impus la Cotroceni, că ea era pe acolo, la Cotroceni. Și cum e ea, cu mare influență și putere de seducție, un fel de Ana Karenina, care nu s-a aruncat înaintea trenului. Foarte important, încă, nu, iar zic, Doamne ferește, nu s-a aruncat înaintea trenului, dar e Ana Karenina și a lui Tolstoi și ea, pe acolo, pe la Cotroceni, fiecare zi, tăcă, 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 tăcă. Acum a zis, gata, nu mă mai interesează Florin Câțu, eu sunt cu Nicolae Ciucă. Deci am aflat că acest moment a fost creat exclusiv de Florin Câțu. Ia să vedem. Domnule Volodymyr Zelensky, președinte Ucrainei, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați în o altă instanță. Este o onoare să vă, domnule președinte Zelensky, este o onoare să vă ascultăm astăzi în Parlamentul României. Mulțumesc că mi-ați acceptat invitația de a susține acest discurs. Îi mulțumesc și prietenului meu, prim-ministrul Ucrainei, pentru ajutorul oferit în acest demers. Mulțumesc, Denis. Deci ați văzut. El a insistat cu tare și Zelensky a zis, bine mă, hai, gata. Și mulțumește premierului, Denis, nu știu. Bun. Dar totuși a fost un moment istoric. În cadrul acestui moment istoric, noi, ca să mă exprim în termeni neanalitici, am dat cu muci în fasole. Am dovedit încă o dată cât de doi lei suntem. Deci uitați-vă, vorbește președintele Ucrainei, dacă de-aia s-a adunat atunci. Și uitați cum a început. Doamne și domnilor senatori și deputați, stimați invitați în onorată asistență, vă invit să ascultăm mesajul domnului Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei.
Nu aud. Deci ați observat. Dom'le, cum dracu, dom'le, este inimaginabil, bă, moment istoric. Bă, ăștia dacă făceau Marea Unire sau încoronarea de la Alba Iulia, nu ieșea nimic, cădea coroana lui Ferdinand. Adică, dom'le, nu poate, nu suntem comunicațiile speciale. Bun. Deci e un dezastru, nu se aude. Bun. Al doilea dezastru ne prezintă traducătorul. Nu știu al cui era. Era traducătorul lui Zelenski. Că noi nu-i auzim vocea lui Zelenski, al lui Ciolacu, al lui Câțu. Uitați cum vorbea traducătorul ăla. Autoturisme au fost strivite de tancuri. Violau femei și fete. Și e doar începutul unei anchete. Nu avem încă toate dovezile. Nu avem încă toate gropile în care oamenii au fost îngropați. Militarii au torturat oamenii și avem toate baza să considerăm că oamenii omorâți sunt mult mai mulți și mult mai mult decât ce cunoaște acum. De ce au făcut militarii acest lucru pe 3 aprilie? În ziua când lumea a fost îngrozită să vadă cadavrele celor uciși la Bucea, pe site-ul agenției de știri de stat ruse RIA Novosti a fost publicat un articol care justifica genocidul ucrainenilor. Numele, denumirea articolului era elocvent. Citez: ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina? Nu este doar un text. Acesta este unul dintre dovezile pentru viitorul tribunal împotriva criminalilor de război ruși. Deci, stimați telespectatori, potrivit presei, avem un moment istoric. În acest moment istoric, la Parlamentul României, într-o ședință comună, noi am ajuns încât nu funcționa nimic. Ați văzut cum auzeam? Băi, încă o dată, deci, nu știu, n-au verificat, nu era internetul. Unde mă STS-ul? Cine răspunde? M-am uitat pe toate site-urile, televiziunile, n-a comentat nimeni lucrul ăsta. Băi, ne facem de râs. Crepeți ferească Dumnezeu, adică era un moment în care trebuia să-l auzim pe el, da? Mă rog, în afară de filmă. Nu se auzea nimic, se zice că nu aud. Bun. După asta am constatat cu acest prilej că domnul Florin Câțu, părăsit, Doamne, părăsit de președintele Klaus Iohannis, și-a găsit un nou președinte pe Volodymyr Zelenski. Ia să vedem ce elogiu i-a făcut el și în final a zis că e la dispoziția lui. Ia. Domnule președinte Zelenski, sunteți un erou nu doar în Ucraina, ci și în România, precum și în toate statele care respectă principiile și valorile democratice. Curajul și perseverența de care ați dat dovadă dumneavoastră și poporul ucrainean în această perioadă dificilă pentru Ucraina ne inspiră pe toți. Ne motivează să fim mai uniți, pentru că doar împreună putem reuși tot ceea ce ne-am propus și doar împreună putem învinge. Domnule președinte, prin gestul dumneavoastră de a merge în mijlocul ucrainenilor din Bucea, ați arătat încă o dată că sunteți un adevărat lider pentru poporul dumneavoastră și meritați tot respectul și admirația conducătorilor de peste tot. De aceea, noi aveam datoria de a nu rămâne pasivi. Pentru a avansa în demersurile noastre de stopare a Rusiei, trebuie să facem mai mult. Și mai mult. Toată Europa trebuie să facă mai mult. Pentru că în fiecare oră în care noi vorbim despre ce e bine și ce e rău, în Ucraina sunt asasinați bătrâni, copii, femei, civili nevinovați. Domnule președinte Zelenski, am fost și voi rămâne unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai politicii promovate de Putin. Războiul declanșat de acesta nu are justificare și avem datoria să-l oprim prin toate mijloacele. Asta înseamnă că Rusia trebuie izolată complet din punct de vedere economic. Poate că unii cred că este o măsură mult prea dură, dar niciun răspuns nu cred că e suficient de aspru pentru atrocitățile provocate Ucrainei. Și este important, domnule președinte, să aflăm direct la dumneavoastră despre situația critică a ucrainienilor. Domnule președinte, vă asigur de tot sprijinul meu, voi fi în continuare o voce vehementă pentru ca România
să contribuie la stoparea războiului ilegal declanșat de Rusia. Mulțumesc. Deci ați observat, domnul Florin Câțu, lepădat de Klaus Iohannis, și-a descoperit președintele. Este președintele Ucrainei, este și președintele lui. Bun. Am văzut. A venit, mi-a plăcut, a urmat Marcel Ciolacu, cred că i-a făcut-o ea de la SIE. Bun, adică nu, n-a fost ca al Jali. Ăla, Doamne, ăla nu Câțu, să-l omorâm pe Putin, bă, spui Vladimir Putin, bă, Florin Câțu. Bă, mare, mă, Florin Câțu, marele singurat. Mă, cât îl mai vedem pe ăsta? Eu zic că ar trebui deja la lada cu gunoi, că vin gunoierii. Să luăm la lada cu gunoi a politicii români. Nu știu de ce mai apare. Este penibil, cum să zic. Toată violența lui din discurs, să vedeți, uitați-vă, că el, că Putin. De ce Putin? Vladimir Putin, Putin. Câțu, Doamne, maica, domnule, cum a putut ăsta? Cum, cine l-a urcat pe cer? Cum era aia? Icoana stelei ce a murit în cet lumină, pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, să o vedem și nu e. Deci noi îl vedem pe Câțu, de el nu mai e de mult. Oh, da. Și Ciolacu a fost bun. Adică a atins și povestea cu Moldova, nu, n-a fost servitor. Bun, bun. În schimb părerea despre el. Bun, a fost bun. Și după ce a vorbit Volodymyr și, mă rog, a prezentat, ne-a dat un film și a fost interesant că față de alte parlamente n-a fost arogant, adică nu ne-a dat lecții. A zis în continuare că teza lui cu Bucea, cu ăla, dar nu a fost, te așteptai, ba chiar a fost de treabă. A zis că se va ocupa și de românii din acolo, de la Cernăuți, din Bucovina, ne-a invitat să participăm la reconstrucția Ucrainei. Eu zic că trebuie să participăm firmele noastre la reconstrucția României, că reconstrucția Ucrainei vor fi mulți. Da, ca parcă și văd. Păi care, bă, firme românești? Că firmele românești nu participă la reconstruirea României, că autostrăzile le fac turcii și italieni, drumurile, firme românești. Care firme românești? Bun. Și a venit apoi Nicolae Ciucă. După. Doamne, maica ta. Doamne, doamne, nu vine să cred. Ia să vedeți niște, în primul rând, că deci omul ăsta citea. Marea problemă a lui l-a citit este faptul că, deci el are o hârtie, da? Un om, minim, nu politic, indiferent, că nu are de citit ceva în public, și-a făcut discursul, poate l-a scris el sau l-a scris alții, și apoi se uită peste el și discursul ăla, lasă-l o, e așa un fel de o hârtie, a zis și la Ciolacu, se aruncă din gând. Ăsta în momentul în care, deci în momentul în care ieși, deci el zicea așa, ridica ochii după hârtie, ca să pară că, și când îi ridica, când se întorcea, nu mai nimerea, nu, dacă mă înțelegeți. Eu zic o frază, da? Ana are mere și juca de la abecedar. Ana are mere, Joiana face mu-mu. Ana are mere, bun. Și el și zice așa, Ana are, și când se întoarce nu mai dă de mere, când nu mai nimerește, și dă de Joiana. Doamne, uitați-vă la el. Așa, da, ia să-l vede. O splendoare, da? Bun. Salut inițiativa Parlamentului României de a-l invita pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pentru a susține un discurs și a prezenta imaginile atrocității care au avut loc la Bucea și, de asemenea, pentru a realiza prin ce perioadă extrem de grea trece Ucraina și Europa. Simbol al rezistenței în fața unei agresiuni barbare și nedrepte. Suntem astăzi, domnule președinte Zelensky, sunteți astăzi, domnule președinte Zelensky,
liderul unei națiuni care luptă pentru identitate și libertate în acest război ilegal și neprovocat. Atrocitățile de la Bucea, de care am aflat chiar ieri și pe care dumneavoastră le-ați prezentat înaintea discursului, când trupele ucrainene au intrat în zonele ocupate din jurul Kievului, ne-au cutremurat pe toți. Noi românii suntem solidari cu poporul ucrainean, ne-am deschis porțile și sufletele pentru vecinii ucraineni veniți la noi în țară și în același timp i-am sprijinit și pe ceilalți cetățeni străini plecați din Ucraina spre casele lor. Domnule președinte Zelenski, vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru ca cetățenii ucraineni care au ajuns în România să poată avea o viață normală și un trai decent. Cetățenii ucraineni ajunși în România beneficiază de servicii de sănătate în aceleași condiții ca și cetățenii români și își pot găsi un loc de muncă. Am modificat legislația în acest sens, iar peste 1100 deja lucrează în firmele românești. Cei peste 30.000 de copii veniți din Ucraina pot merge la școală în cele peste 50 de școli și licee cu predare în limba ucraineană, precum și... L-ați văzut. Că am pus mai multe, n-are. În primul rând a avut niște perle de îngheța puțul, cum era zice, atrocități despre care am aflat chiar ieri. De ce chiar ieri? Adică ieri, da? După asta am deschis porțile și sufletele. Păi de ce mă numai porți, poate și ușile, ferestre și sufletele, da? Și repet, are această chestiune, este ceva, deci încă o dată. Hai să vă citesc. Deci, eu v-am zis, l-am comparat mereu cu trăsnea lui Crângă. Am căutat pentru un asemenea din copilărie despre trăsnea ăla. Hai să vedem, vă citesc despre trăsnea și o să-l regăsiți imediat pe Nicolae Ciucă. Da. Dar păi lui trăsnea săracul ce-i pățea sufletul gramatica? Adică, dar păi lui Ciucă săracul ce-i pățește sufletul cu limba română? Bă. Odată îmi zise plin de mâhnire, Ștefănescu, deci, căci așa mă numeam la Folticeni, e vorba de Crângă, astăzi nu mai mergem la școală, că nu știu tabla și vreau să învăț pe mâine la gramatică, da? Și merg să învețe la gramatică, cum Ciucă, da? Și zice, cum ajungem la câmp, Trăznea se tologește pe un hal și începe la gramatică din capăt, întrebare și răspuns întâi. Întrebare, ce este gramatica română? Răspuns, gramatica română este cartea ce ne învață a vorbi și a o scrie o limbă corectă. Așa. Da, și acum să vedeți, care avea el problemă. Da, stați așa. Așa, ce este gramatica? Și apoi zice despre Trăznea, ce este gramatica română? Este și celelalte după obicei schimonosând cuvintele, vezi, ăsta, Ciucă și îndrugându-le fără nicio noi, mă dezvenea să-i plânge milă. Și cel mai tare este când el repetă, când buchisește, că ăsta, Ciucă buchisește, dacă ați observat, da? Ia să vedem așa. Unde mă cu buchisește, că aveam alămiții, așa zice. Uitați-l pe Ciucă, și cum citea Trăznea. Și zice, miții, nivili, meteile, o, neveile. Ciucă, păi, Trăznea, buchisește, doamne, mă, coate. Deci el citește un text, da? Are pe hârtie, el a scris și... Când ridică, la el o mare problemă, când ridică privirile, ați văzut, când ridică privirile, este ca și cum și-ar lua zborul. Adică, el e legat de text cu o frânghie, da? L-au legat, da? Și ca la un balon, așa. Și deodată ridică privirile și ridică balonul și când se întoarce, nu mai găsește locul. Adică, ce? Și zice, se vede că îl caută. Zice, bă, unde a rămas? Doamne!
Dom'le, înțelegeți-le, după ce Câțu, Câțu a început să ne mai înțeleg ce zice. Deci după Câțu care m-am zis, sugea consoanele. Deci se m-a zis la el, la Câțu, propoziția este ca un șarpe, adică este ca o pisică, că mi-a zis o dată, de la Doina am învățat. Păi zice, dacă intră capul la capul pisicii, intră și corpul. Zic, da mă, dar de ce? Că e mlădioasă, așa și el. Săracul. Așa era la Câțu. Câțu nu avea consoane și era așa. La ăsta are numai consoane. Adică pum. Și încă o dată, omul ăsta când gândește fizic, adică el transpiră, se vede că face un efort cu tot corpul. Adică cuget, deci exist la el, este cuget, deci fac efort fizic la el, face un fel de, e cum să zic, ca și cum a ridicat la haltere când vrea să aibă, când citește numai, când are o idee, când trebuie să gândească cu capul lui, cum să zic, șef de partid postul lui Ionel Brăteanu. E cam atâta. Mâine seară o să mai discutăm despre altceva, dar o să vă arăt eu, o să vă arăt pe mâine, v-am tot promis. Deci să vedeți ce scrie, o să vă arăt două, în afară de transmisie în direct, când ziceau din Piața Revoluției că securitatea nu vrea să cedeze București, era 22 decembrie, o să vedeți cum au fost trași pe sfoară cretine aia de la televiziunile străine de cu groapa comună, tot așa, o să vedeți cu groapa comună, că nu a fost o groapă comună. Că v-am zis, veneau niște șmecheri, veneau proști, da? Ei veneau aici și ziceau aici, băi, dar în redacție, băi, acolo e că nenorocire, teroriști care se bat oamenilor ce au. Și când veneau aici, veneau niște șmecheri la ei, că și la Ucraina, spunea, bă, zice, ce formă ăștia? Păi vor niște teroriști. O, face rău de teroriști. Șmecheri adică de la securiștii care făcuseră revoluția, aripa revoluționară, zic, păi vină să ne străină. Ce vor, măi? Păi vor, hai ca să fiu anticipat, zice, vor trebuie să filmeze. Păi și ce vor, ce vor să filmeze? Păi aveau ei noștri șmecheri, o listă. Trebuie să filmeze poporul care cu brațele goale se luptă cu teroriștii. Și imediat când venea ăla de la BBC, presă, cu televiziune, parcă era Ana Maria Roma la Kiev, Doamne, mi-a făcut cruce. Te-o cunosc, eu nu când dau seama că o jurnalistă pe care știu se poate prosti atât de tare, zice. Și treceau cu tancurile peste mașini. Păi, ea o fi având mașină. Păi cum să treci cu tancul peste, că oricât o fie tancul, mașina chiar dacă s-ar turt și în mașină erau oameni. Poți să spui că cu tancul vâra în zid. Treceau cu tancul peste mașini și am mai descoperit ea că treceau și peste tinere fete. Asta cu tinere fete mi-a plăcut. Adică, bă, ăștia rușii ăștia în loc să le violeze. Deci facem o paranteză. Stimați telespectatori, noi ăștia chiar ne cred cretini. Este vorba de o armată, și armata yemenită, și armata din Mozambic. Este, când ajunge într-un teritoriu, că ăla este controlată de sergent major, de locotenent. Cum să credem noi că ei hălădeau pe acolo, stăgeau cu pistoale, sau cum tot felul, că unul a furat o mașină, păi, ca să te duci să fură o mașină de spate, înseamnă că de fapt ei nu era armată. Sigur, la noi nu e armată, dar chiar și la noi, adică bolovanul transpirat care a fost Ciucă șef de, ce a fost de stat major, când se duceau la o aplicație, nu război, ci pe ăia, păi sunt pe batalioane, pe companii, pe grupe, cum adică, au sunt și eu, ăla, ofițeri, conducători, și nu, domnule, dar unii sunt ofițerii, ei. Am înțeles, da, bun. Și zicea, atunci le puneau aia la cale, da? Un tank, o să vedeți un tab, și cu niște militari care
pac, pac, prrr, așa, și în spate stă poporul. Femei, tineri, femei, fete, bătrâni, care trăgeau și ei. Doamne, maică, așa, sau, zicem, trebuie să, zicea ăla, doi, frățietatea cu poporul, poporului cu armata. Și atunci, găsea un tank, un tab și pe tab era un soldat cu tare și venea o tânără și dădea o floare și el punea floarea în țeava mitraliere. Frumos, da? Cu teroriștii nu mai spune. Vă prezint mâine seară mai pe larg. Mulțumesc, la revedere!